Drumul Național 18, porțiunea ce traversează pasul Gutâi, continuă să fie o bulină neagră pentru Maramureș. În ultimii ani, importanta arteră de circulație a fost supusă lucrărilor de reabilitare și modernizare, iar termenul limită de încheiere acestora a fost sfârșitul lunii noiembrie 2017. Din păcate, suntem la jumătatea lunii decembrie, iar cei care traversează pasul Gutui își riscă viața, deoarece parapetele de protecție abia acum sunt montate. Potrivit reprezentanților Prefecturii Maramureș, au prioritate zonele cu risc de accidente și curbele periculoase. Balustradele metalice nu sunt montate nici măcar de firma care s-a ocupat de reabilitarea drumului, ci de una italiană care ei a fost subcontractată această lucrare. Săptămâna viitoare ar fi termenul limită de montare a parapetelor, dar doar acelor aflate în zona prioritară. În urmă cu câteva zile, o șoferiță a ajuns cu mașina în râul Mara după ce a pierdut controlul mașinii. Dacă structura metalică de protecție ar fi existat, nu s-ar fi întâmplat asta. Muncitorii le-au montat însă în zonă abia după accident. Conducătoarea auto a avut partea ei de vină, însă potrivit legii, firma italiană este responsabilă pentru siguranța traficului. Polițiștii serviciului rutier au amendat-o din acest motiv cu 4.000 de lei. De la sfârșitul acestei săptămâni, vremea se răcește și sunt așteptate ninsori. Dacă situația din pas nu va fi gestionată corespunzător, există riscul să asistăm la tragedii.